Tentativă de omor în comuna Dumbrava, un tânăr de 21 de ani în stare de prietate și ar fi înjunghiat propriul prieten, asta după ce i-ar fi reproșat faptul că i-a furat portofelul. Victima se află în acest moment în stare gravă la spital. Un tânăr de 19 ani a înjunghiat un bărbat pe motiv că i-ar fi furat portofelul. Agresorul se afla în stare de ebrietate în momentul atacului. Totul s-a întâmplat după ce împreună petrecuseră la birtul din sat noaptea trecută. După ce victima, în vârstă de 31 de ani, l-ar fi condus acasă pe tânăr, acesta ar fi luat cuțitul și l-a înjunghiat. Bărbatul a scăpat ca prin minune, fiind transportat la spital chiar de fratele său. În acest moment se află în stare gravă la spital.